La sfârșitul lunii decembrie anului trecut, rata șomajului înregistrat la nivelul județului Sălaj a fost de 6,42%, mai mare cu 0,50 de puncte procentuale decât cea din luna precedentă. Romeo Sârca, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, a declarat că din cei 6.742 de șomeri, 2.735 sunt șomeri indemnizați, în timp ce numărul șomerilor neindemnizați este de 4.000 de persoane. Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, reprezentanții agenției susțin că în continuare cei mai mulți șomeri au studii de instruire primare, gimnaziale sau medii, aceștia reprezentând peste 70% din numărul șomerilor, aceștia fiind urmați în top de șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal și de cei cu studii universitare. Din punct de vedere al structurii șomerilor pe categorii de vârstă, am fost informați că cei mai mulți șomeri au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani, aceștia fiind urmați de cei cu vârsta între 30 și 40 de ani și de categoria tinerilor sub 25 de ani. La nivel național, rata șomajului a înregistrat la finele lunii decembrie valoarea de 5,59%, cea mai mare rata șomajului a fost înregistrată în județul Vaslui cu 10,48%, iar cea mai mică înregistrându-se în județul Ilfov cu 1,83%, județul Sălaj situându-se pe locul 18. În ceea ce privește rata șomajului, Romeo Sârca a precizat că, din păcate, aceasta va continua să crească și în lunile ce urmează, situația pe piața muncii urmând a se redresa abia prin luna martie. În luna ianuarie vom înregistra probabil la sfârșitul lunii ianuarie, deoarece este luna plină de iarnă, vom înregistra încă o rată a șomajului, poate chiar un pic mai mare decât la sfârșitul lunii decembrie 2012, iar începând cu februarie se vor înregistra rate până spre iulie, când vin absolvenții, din ce în ce mai mici. Acesta va fi trendul, acesta e trendul tradițional, an de an. Sperăm ca anul 2013 să nu fie mai greu decât 2009-2010, mai ales.